De la începutul acestui an, grație celor două programe, Angel Saligny și PNRR, pe componentele C10 și C5, 30 de primării guvernate de reprezentanți PSD și Consiliul Județean Gorj au semnat la Ministerul Dezvoltării contracte în valoare de peste 100 de milioane de lei. Este vorba despre proiecte de alimentare cu apă și canal, modernizarea de școli și grădinițe, reabilitarea unităților spitalicești, infrastructura rutieră, eficientizare termică și reabilitarea unor instituții publice, implementarea de sisteme integrate de monitorizare și control al parcărilor publice, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde. O seamă de proiecte de care au beneficiat până acum peste 30 de primării conduse de primari de la Partidul Social Democrat, inclusiv Consiliul Județean Gorj a beneficiat de câteva proiecte destul de însemnate, dar nu ne oprim aici. Seria contractelor semnate, ați văzut că continuă în fiecare săptămână, în fiecare lună, și ne-am propus ca la final de lună să facem așa un bilanț a ceea ce înseamnă investițiile în Gorj. Asta este preocuparea noastră pentru a atrage cât mai multe sume pe diverse zone, în diverse domenii, pentru că până la urmă nu contează, și asta este și dezideratul pe care mergem, nu contează culoarea politică a localității respective, important este ca să ridicăm bunăstarea în fiecare localitate din județul Gorj. Ne-am propus să fie minim două investiții majore în fiecare localitate, repet, indiferent de culoarea politică, pentru că e normal să lăsăm ceva în urmă și să ne implicăm, asta până la urmă este rolul nostru, de a atrage și a ridica calitatea vieții în fiecare localitate din Gorj. Pentru fiecare locuitor. Este foarte important. Mihai Weber, președintele PSD Gorj, declară că în această vreme în care județul Gorj traversează o perioadă grea de incertitudine din punct de vedere al activității complexului energetic Oltenia, preocuparea Partidului Social Democrat este aceea de a crea alternative de dezvoltare. Pentru noi și deviza, o știți, pe care mergem, pentru noi Gorjul contează. E foarte important ca să ne concentrăm eforturile, pentru că trecem printr-o perioadă de incertitudine la nivelul județului, cu aceste crize suprapuse, cu tremurile care au avut loc în ultima perioadă, cu situația unei unități economice care este vitală pentru județul Gorj, și aici mă refer la complexul energetic Oltenia. Este foarte important ca gorjenii să vadă că au un sprijin în oamenii din administrație, în oamenii politici, în diverse persoane care, sigur, poate să contribuie și să-i sprijine în viitor.